Bun găsit, sunt Carmen Avram. În topurile internaționale, România ocupă rare ori locul întâi și când se întâmplă, nu e întotdeauna de bine. Cum ar fi, de exemplu, analfabetismul funcțional. La el suntem fruntași în Europa. Aproape jumătate dintre elevi, deși știu să citească, nu înțeleg nimic. Și vorbim despre tineri care vor trebui să hrănească țara sau, de ce nu, să o conducă. Îngrijorează pe cineva? Nu prea. La început de mandat, președintele României, profesorul Iohannis, se lăuda printre altele că va avea el grijă să miște lucrurile în educație. N-a avut. Haosul continuă. Suntem probabil singura țară de pe pământ cu 6 miniștri ai învățământului într-un singur an și cu 10 de modificări în curiculă în 2 decenii. Întrebarea este, dacă tot nu ne pricepem, n-ar fi mai bine să aruncăm un ochi pe la străini și să copiem de la ei? Stockholm, ora 9 dimineața, într-o zi friguroasă de martie. În fața uneia dintre cele mai mari școli din oraș, încep să se adune elevii, pregătindu-se pentru primul curs al zilei. Unii, mai silitori, au intrat deja. Printre ei, Nini, o fată nonconformistă, căreia i-ai putea da orice naționalitate, mai puțin cea românească. Și totuși e, jumătate româncă, jumătate suedeză, bună cunoscătoare a celor două țări, critic rece și lucid al ambelor sisteme de învățământ. Începe cursul de suedeză la clasa a 7-a, iar ceea ce se întâmplă în sală poate lua prin surprindere orice român. Profesoara nu predă nimic. Le împarte elevilor romanele pe care le-a adus de acasă, îi pune să citească și le cere ca într-o săptămână, cât durează la ei o temă, să aducă volumele înapoi, citite și comentate. În clasă e libertate maximă. Și atunci vorbești cu cei lângă tine și se plimbă profesorul prin sală să vadă ce facem și să discută și ei cu noi, să facă parte din discuție și să vadă cum merge. Unii citesc, alții navighează relaxați pe net sau discută. Profesorul nu are nicio problemă, nici nu are cum să aibă. Aici, relația dascăl-elev e complet diferită de ce știm noi. Ești egal cu ei. Câteodată simt și că ar fi bine cu mai multă autoritate, că măcar în clasa unde merg eu acum, de multe ori, elevii poate sunt cei care nu prea au granițe, se supără pe profesori într-un mod care poate de obicei nu faci. Și nu numai că se supără, o și spun deschis. Încă din clasa 1, elevii suedezi au 2 ore pe săptămână în care pot critica școala și profesorii, fără repercusiuni. E de fapt un fel de curs de democrație, care se face în toate școlile scandinave pentru ca ei să învețe de mici cum se gestionează o situație sau o țară și cât de important e să ai curajul să te implici. Anul trecut, de fapt, au fost alegeri pentru guvern. Am avut o alegere în școală. Ca și cum ar fi fost de adevăratele, era interesant să vezi ce partide politice și ce ideologie. Dacă e ceva în societate care nu-ți place, care ți se pare nedrept, trebuie să știi lucrurile astea ca să poți să schimbi, să faci să fie mai bine pentru toată lumea și ca să-ți zici opinia. Mama lui Nini găsește sistemul nordic de învățământ extrem de interesant și de eficient pentru viitor. Eu cred că aici în Suedia te învață să îndrăznești mai mult, să ai curajul să fii sigur că poți să vii cu o critică constructivă. Tu poți să schimbi lucrurile și că nu e nevoie să dai vina pe sistem, pentru că sistemul ești practic tu. Noi facem sistemele, noi le desfacem, noi putem să le ajustăm, noi putem să le scoatem din funcțiune. Arina Stoienescu nu vorbește doar ca părinte, ci și ca profesor. Are experiența școlii absolvită în România, dar și 30 de ani de viață în Suedia, dintre care jumătate petrecuți la catedra universitară. Ce apreciază ea la sistemul de învățământ suedez e faptul că aici faci simultan și școală și școala vieții, iar asta îi responsabilizează pe copii, îi face parte activă a societății și îi ajută să ia decizii importante de la vârste fragede. De aceea, elevii din Suedia
nici nu primesc note. Până în clasa a șaptea, profesorii comunică doar cu părinții, în scris, sfătuindu-i ce pot să îmbunătățească. După care încep calificativele, toate astea pentru a nu crea complexe de inferioritate și a-i ajuta pe toți să crească motivați și eficienți la orice nivel s-ar găsi. Nini, de exemplu, care a făcut o parte din școală în România, spune că s-a simțit stresată de felul în care se punea problema la noi. Comparau elevii, ziceau că uite ce bună a fost Mariana și să vă fie rușine pe ceilalți că n-ați reușit la fel de bine ca ea. Mi s-a părut foarte ciudat că asta nu te face să vrei să lucrezi mai mult, doar te simți prost dacă primești critică așa. Măcar eu am simțit că ai mai puțin chef să lucrezi, că doar te întristezi. Mi se pare că e foarte important pentru copii să înțeleagă că nu trebuie să-i streseze. Notele sunt numai un fel de sondaj de opinie. Un sondaj pe moment, ok, mă aflu la nivelul ăsta, care nivel depinde de o grămadă de factori. Am avut o zi proastă, am uitat ceva, mă preocupa altceva, panică. Viața n-ar trebui să fie o competiție la modul cine câștigă. Viața ar trebui să fie ceva care să facem împreună și ce nu poți tu, poate pot eu să te ajut și ce nu pot eu, poate pot să te rog pe tine să mă ajuți. E un sistem care n-a dat greș. Ridicându-se unul pe altul, sprijinindu-se unul pe altul, acești copii ajung să construiască o societate echilibrată și unită. Exact ideea care stă la baza unei țări prospere. Aici nu se construiesc elite, care fie să plece apoi din țară, fie să rămână și să adâncească prăpastia dintre păturile sociale, cum e la noi. Aici, peste 98% dintre elevi termină și liceul, deși învățământul obligatoriu e numai până în clasa a noua. De ce se merge la școală în număr atât de mare și cu atâta ardoare? Pentru că e datoria conștientizată a fiecărui părinte să facă din copilul lui un adevărat cetățean. We have a very good access to education for all groups, and it's a duty to go to school. All groups are going to education, and it's a very important task in the municipalities and also independent schools to see to that every child is coming to the compulsory school. Even in smaller areas, all of them. Comparația cu ce se întâmplă la noi devine stânjenitoare. Suedia, țară care are jumătate din populația României, numără aproape 2 milioane de elevi. Din cam tot atâția copii, noi avem 3 milioane de școlari, dintre care, în 2015, o treime nu a pus piciorul în clasă. Iar dintre cei care au participat la ore, aproape jumătate s-au dus degeaba. Așa se face că 2016 ne-a dus pe primul loc în UE și pe locul 2 pe continent, după Albania, la număr de analfabeți funcționali. 42% dintre elevii activi, copii care știu să citească, dar nu pricep nimic. Unul dintre motive e haosul din programele școlare ale României. În Suedia, nimeni n-are voie să schimbe ce vrea, când vrea, nici în manuale, nici în curiculă. Modificările se fac doar după ani de studii serioase, de specialiști angajați de Ministerul Educației pentru a analiza evoluția generațiilor și a tehnologiei și pentru a integra noutățile în procesul de învățământ. When it comes to curricula, we have had quite long cycles. We now revised the curricula 2011, so new curricula and syllabus was established from 2011. And the last system, it was from 1994. So you can say it's about 15th year cycles. And if you also compare historically, it has been about 10 or 15 or 20 years cycles. But if you see that there is a certain problems in a subject or in a theme, so then the government, for example, can give this agency as a mission to work out small changes. But if you see to the whole structure of the curricula, it has been longer cycles. Să ne uităm puțin la noi. După 89, legea educației a fost schimbată de numai puțin de 61 de ori de către 23 de miniștri. 6 dintre ei
au fost în 2012. Și-a pus cineva problema dacă nu cumva această lipsă de predictibilitate a făcut atâția analfabeți în condițiile în care ei nu mai există în țările nordice de prin anii 70, pentru că acolo s-a înțeles că investiția în educație trebuie să fie prioritară, așa că i-au alocat în medie 8% din PIB, aproximativ 38 de miliarde de euro pe an. Noi am dat anul acesta 7 miliarde și încă mai facem din profesori muritori de foame. În Suedia, un dascăl câștigă mai mult decât un ministru din România. I'd say that the salary is between 30,000 to 43,000. It's around 80% of the budget that goes to the salaries of principal and teachers and all the other staff. And then we're going to invest a lot of in IT till next autumn. We want to invest a lot of money in iPads as a pedagogical tool for the students and the teachers in order to enhance the pedagogical În Suedia, copiii nu sunt luați în derâdere. Niciunul nu trebuie să simtă că e educat de stat cu zgârcenie sau că mersul la școală e un calvar financiar pentru familie. Instituția în care învață Nini, de exemplu, are un buget anual de 10 milioane de euro. Here in Sweden we have every pupil, they get money from the Swedish government. One pupil gets 60,000 crowns and that's from the government. The school will get that. So if you have a school with 1,000 pupils, the minimum that you will get is 60,000 crowns per student. În România, suma e de peste 10 ori mai mică. Mai precis, potrivit legii învățământului, școlile primesc 3.000 de ron pe an, adică aproximativ 600 de euro per elev. Să se descurce fiecare cum poate. Și instituția de învățământ cu bani de înghețată și elevul căruia îi se promite o educație gratuită, dar ajunge să consume mare parte din bugetul familiei pe manuale, caiete și tot felul de fonduri ale clasei. În Suedia, de la iPad până la minele de pix și agrafele pentru coli, absolut totul e plătit din bugetul școlii. Și eu plătesc cu dragă inimă impozit și e un impozit de 31 până la 35% din salariu. Dar atâta timp cât văd că școlile funcționează, drumurile funcționează, sistemul de sănătate funcționează, mi se pare foarte, foarte important să convingi comunitatea în care trăiești să participe benevol la întărirea unei societăți. Adică să simți că da, ok, plătesc. Și în același timp asta îți dă și dreptul de a cere un sistem transparent și de a vedea cum se folosesc banii și dacă sunt probleme, că probleme există peste tot. Într-adevăr, probleme există și la ei, doar că nu sunt băgate sub preș, nu sunt determinate de interese obscure sau, cum spunea președintele țării, nu sunt un elefant într-o încăpere. Apropo de președinte, în discursul de început de mandat, profesorul Klaus Iohannis ne promitea România lucrului bine făcut și spunea așa: cum se face că, deși le stabilim ca priorități, educația și sănătatea sunt primele care suportă consecințele crizelor, circumstanțelor și calculelor politice? Dacă azi închidem un capitol de 25 de ani și asumăm un nou început, atunci e momentul să ne raportăm altfel și la marile sisteme publice. Cel mai scurt timp voi chema la consultări partidele politice pentru a decide împreună pe trei chestiuni fundamentale. Ce obiective de țară ne asumăm la aceste capitole? O modalitate de lucru și de dialog permanent și un calendar cu etape și acțiuni pentru a trece de la vorbe la fapte. 2 ani, 5 luni și 18 zile mai târziu, adică alaltăieri, ne spunea așa: trăim mai multe crize simultan. Pe de o parte, tinerii au acum cea mai mică pondere în totalul populației din întreaga istorie a României. Pe de altă parte, prea puțini dintre aceștia sunt educați la un nivel la care să fie pregătiți pentru a face față unei lumi și unei economii aflate într-o schimbare rapidă. Aceste realități dure nu mai pot continua.
Profesorul Iohannis a ajuns la jumătate de mandat, dar România școlii bine făcute continuă să alunece, fără frecare, pe plan înclinat. Președintele probabil încă mai meditează la soluție. Și pentru că tot veni vorba de meditație, în Suedia, de exemplu, ea lipsește cu desăvârșire. Acolo, cei însărcinați cu educația au decis că e nocivă și pentru elev și pentru profesor. Se creează o discrepanță între clasele sociale și încă un lucru, profesorii practic sunt mai interesați de meditațiile care le fac privat decât de a presta și de a ajuta copiii în școală pentru că își pierd pâinea, evident. Salariile fiind foarte mici, trebuie să câștige din altceva. Deci, e respect pe toată linia. Elevul învață gratis de la cei mai buni, iar profesorii sunt tot mai buni pentru că nu trebuie să se concentreze decât pe școală. Nici părintele nu stă degeaba. Pe de o parte, e în permanentă legătură cu profesorii copilului său. Este o aplicație care prezintă orarul școlii, calendarul cu evenimentele importante, știrile, meniul zilei la cantina copiilor. Primești un SMS și un mail și te anunță că copilul a absentat și la un anumit număr de absențe trebuie să mergi la școală să discuți. Pe de altă parte, cum elevul suedez nu primește decât 3 teme pe săptămână, părintele își asumă și el un rol important în educație. Este important pentru că, în primul rând, înveți copiii să citească. Și dacă îți formezi obișnuința de a citi, în societate te vei descurca mult mai ușor. În Suedia, majoritatea părinților au o oră de lectură pentru copii înainte de culcare. Iar din aceste cărți, copiii de câțiva ani învață despre moarte și viață, despre prietenie și trădare, despre sex și sănătate și, în ultima vreme, despre România și cerșetorii ei. În Suedia e o reală dilemă națională privind soarta oamenilor străzii care le-au invadat orașele. Spirite empatice și activiști înflăcărați, suedezii pur și simplu n-au reușit să înțeleagă cum de semeni de-ai lor pot ajunge într-o asemenea degradare încât să locuiască pe trotoare, să mănânce din gunoi și să întindă mâna după un ban. Pe ei, societatea i-a învățat că toți oamenii sunt la fel, fiecare cu casa, masa și bunăstarea lui. În final, au decis să-i adopte pe cerșetori, să-i ducă la ei acasă, să-i culce în paturile lor și să scrie cărți de povești despre ei pentru ca, odată ajunși adulți, micuții lor să știe cum să gestioneze o astfel de situație nemai auzită. Așa dragoste și oameni cu respect și cu demnitate nu există în lumea asta. V-au îmbrățișat? Dar chiar ne sărută, ne îmbrățișează, ne aduce mâncări, ne aduce orice. Așa se construiesc societățile solide și națiunile puternice, cu foarte multă grijă din partea statului. Educația se acordă fără discriminare, plecându-se de la premisa că trebuie investit egal și în sărac și în bogat, și în țăran și în orășan. Din masa de elevi cu aceleași șanse se desprind apoi elitele și doar la ele mai întâlnești obiceiul de a adăuga câte ceva la educația celor mici, pentru că ei își permit. Primul este numărul? 1. După 1 vine? 2. Bravo! Dacă ar trebui să o definim simplu, Alina Balatski este ceea ce vechile familii numeau guvernantă, iar cele moderne, tutore, un soi de educator privat. Doar că pe Alina n-o poți defini simplu, în primul rând pentru că e un profesionist excepțional și în al doilea rând pentru că ei îi sunt dați pe mână urmașii celor mai de seamă oameni ai planetei. Asta cu toate că pe alocuri obârșia n-o prea ajută. Eu lucrez cu o agenție din Londra care, prin excelență, înregistrează doar persoane care vorbesc cel puțin 5 limbi străine, care au cel puțin 2 diplome de facultate, cunosc eticheta socială. Prima oară când am sunat la ei și am spus, sunt româncă, I'm Romanian, we're not interested, și mi-au închis telefonul. Și atunci am trimis un e-mail și am dat 2 nume pentru care am lucrat. M-au sunat, cred că nici n-a durat 5 secunde după ce au citit numele, pentru că la ora actuală în Londra trăiesc peste 5.000 din primii milionari ai lumii. Acolo am întâlnit-o și noi, în cartierul bogaților din Londra, Kensington, la 2 pași de fosta reședință a prințesei Diana. Alina Balatski cunoaște bine această lume privilegiată, căci de ani buni e primită cu drag în case de superstaruri, în reședințe de președinți sau de genii în finanțe. A trăit atât de multe momente incredibile, încât n-o poți asculta enumerându-le fără să te încerce o ușoară invidie. Cina cu Obama, concert de Crăciun la care Paul McCartney stă lângă tine, Jude Law, care vine pur și simplu să bea o cafea,
sau un foarte faimos regizor venit din America care mă contactează pentru că vrea să-i fac curriculum pentru fiul lui. Am lucrat pentru cântăreți foarte celebri cu copiilor, persoane care lucrează aici în domeniul modei, în Londra. E căutată de aceste personalități pentru o sarcină grea și delicată, să le educe copiii. Pe unii îi ia de la zero, ajutându-i să se definească. Așa a fost, de exemplu, cazul unei vedete din lumea modei, care a angajat-o pe Alina ca să se ocupe de fetița ei. iPad-ul, tot ce ține de chestii educaționale, de jocurile din casă, le-am ales eu, iar pe următorii 3 ani, de fiecare dată când venea ziua ei de naștere, eu alegeam cărțile pe care urmau să-i le poată face cadou, pentru a evita să nu fie înconjurată de lucruri materialiste. Într-adevăr, în aceste familii, tentațiile pot fi multe, la fel și greșelile pe care le fac oamenii bogați. Copiilor știu de la vârste fragede ce înseamnă să ai un card cu fonduri nelimitate, dar nu și cum e să vină tata să te ia de la grădiniță sau să participe mama la ședințele de la școală. În aceste case, părinții au și ei uneori nevoie de educație. Doamna m-a contactat pentru fiica ei și am mers acasă la copil. Spre șocul meu, din o casă pe 4 nivele, nu s-a găsit alt loc de studiu pentru acest copil care urma să meargă într-un examen foarte riguros, decât într-o cameră pe care mama ei o amenajase total ca și dressing de pantofi. Pe parcurs însă a învățat să ia ca atare excentricitățile acestor oameni care aproape că nu mai au timp nici să iubească. Și a înțeles exact care e rolul ei. Pe cei mici îi adaptează la lumea exterioară care nu seamănă deloc cu cea din palatele lor, învățându-i ce înseamnă cumpătarea și socializarea. Celor mai mari le stimulează creativitatea și dragul de școală, îi ajută să ia examenele cu brio și să se păstreze printre primii în clasă. Metodele pe care le aplică sunt atât de bune încât bogații lor părinți nu ies din cuvântul Alinei Balațchi atunci când ea decide ce e mai bine pentru educația copiilor. La Londra sunt foarte multe persoane care lucrează în sistemul bancar și tații călătoresc foarte mult și atunci noi urmăm în jurul lumii. Spre exemplu, am avut un an în care am petrecut o lună prin diverse insule din Caraibe, iar apoi în luna august, din cauza că se apropiau examenele și iahtul nu era un loc în care să scrii caligrafic, mi-am impus punctul de vedere și eu am rămas cu copiii în Corsica, iar părinții navigau pe Mediterană și veneau cu elicopterul să ne vadă în weekend. Acolo am stat fix cu ei, în Corsica, într-un hotel cu George Clooney. Vestea despre eficiența ei s-a răspândit, așa că azi, în această lume selectă, românca Alina Balațchi e ea însăși un soi de celebritate și e vânată de multe case mari. Acum câțiva ani, de exemplu, se instala la Londra, venind din Statele Unite, Robert Snell, managerul global al Deutsche Bank. Imediat, bancherul și soția lui și-au stabilit prioritatea zero, ca băiatul lor să fie educat într-una dintre acele școli private britanice frecventate de membrii ai familiei regale și de copii ai milionarilor lumii. Le-a fost recomandată Alina și au fost fascinați de metoda ei pe loc. Kids were drawn to her and she had a way with kids and with education, teaching right from wrong, teaching in general, but was always fun. Au angajat-o deci cu misiunea de a-l pregăti pe micul Carter, pe atunci în vârstă de doar 4 ani, pentru dificilul examen. In the UK, the education system is quite rigorous from a pretty young age. Exams are set for little boys at 7. They are asked to know the multiplication, the times tables at 7+. They're also expected to know how to make an essay at age 7. They're supposed to use wow words, as they call them, adjectives and metaphors and similes and... Alina s-a pus imediat pe treabă și, cum Carter era prea mic pentru fracții și înmulțiri, metafore și sinonime, a început să-l învețe tot ce trebuia să știe, simulând o joacă. She invested her time and her education in selecting very specific games and toys that had the impact of learning for kids. I remember one time a head of a very prestigious school here was a guest at this house. And saw the games that Alina had selected and was really looking at them carefully saying, wow, somebody spent a lot of time and a lot of effort making these selections. Așa, ca în joacă, micul Carter a început să deprindă toate noțiunile care erau necesare la admitere. I took some stickers, I cut them in half and I asked them to create, they just joined characters that looked really funny, like
half a mermaid with the bottom of a cowboy, you know, and just ask them to describe, and those became the characters of their stories. And then later on I was telling them, you don't really need my stickers. In your mind, anyone can be your character. Au muncit așa timp de 3 ani câte 4 ore de joacă studiu pe săptămână, iar când a venit vremea testului, copilul pregătit de Alina a luat cu brio. Băiatul studiază acum la școala selectă pe care și-au dorit-o părinții și e printre cei mai buni. Dar asta, cum spuneam, în țările civilizate se întâmplă numai la casele mari. Oamenii obișnuiți au la dispoziție un sistem de învățământ normal, nediscriminatoriu, eficient, care construiește, nu dărâmă. De 27 de ani, guvernele noastre își bat joc de ce avem mai bun, inteligența acestei țări, și pun în pericol ce avem mai scump, viitorul acestei țări, căci, în curând, România va rămâne în seama celor pe care noi, astăzi, îi lăsăm să fie analfabeți funcționali.